Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă întâlnire aici la Agro TV, la Portret de Fermier. Iată că alături de mine sunt doi tineri, frate și soră, Alexandra și Ionuț Prodan. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit la noi! Voi sunteți arădeni, aveți o exploatație pe care o dețineți împreună cu familia, lucrați undeva la 500 de hectare. E o muncă pe care o desfășurați nu de puțin timp și în condiții deosebite. Astăzi e o zi aparte pentru cei din zona asta Zăbrani. Plouă un pic afară, pentru asta ne și aflăm aici în magazia în care dumnealor depozitează cereale. Spuneți-mi, când ați început ca și familie să vă ocupați de producerea de cereale de cultură mare? Prin anii 2000 au început părinții, așa, de la Gostat cu câte un tractor. Și având în vedere, maică mi-a lucrat în domeniu, taică mi-a la fel, așa încet ne-am apropiat și noi lângă dânsii. Și totul a decurs ca prin 2005-2007, la vârsta de 12 ani, am pus la punct cu taică-miu că începem agricultura mai intensiv, așa. Iartă-mă, ce vârstă aveți voi acum? 29 am eu. Tu și 21, mulți înainte, da. Sunteți foarte tineri, da. Da, de la 12 ani mi-au cumpărat primul 65, cu ăla am început, având în vedere că e o emblemă pentru noi românii, îl am și în ziua de astăzi. Și așa încet am început, treptat să ne placă, că dacă nu-mi plăcea la anii care sunt în ziua de astăzi, poate eram prin Germania sau prin Anglia, te miri la ce, dar având drag de terenuri, de munca pe care o facem, continuăm cu bune, cu rele. Uitați, acum plouă puțin și la noi. Din 23 iunie ne-a cam sărit ploaia, dar săptămâna trecută eu o mai plouat la locuri, un 30 de litri într-o zonă, în altă zonă 12 litri. Dar pregătim acum pentru rapiță și sperăm să plouă cât mai mult ca să putem să însămânțăm cultura de rapiță, care e foarte pretențioasă la răsărire. Alexandra, tu ești studentă la agronomie la Timișoara, am înțeles, nu? Da, în anul 3. În anul 3, probabil că având ferma asta a venit așa firesc, normal, să mergi către partea asta de... Am crescut în mediul ăsta. Ai crescut, da? E totuși o legătură strânsă între partea teoretică și cea practică, altfel spus, ce învățați la școală se aplică în totalitate aici sau sunt totuși multe diferențe între ceea ce vi se predă și ceea ce vezi în teren? În totalitate nu sunt, adică ei predau la, în contextul în care se fac producții de 100% probabilitate. În schimb, la noi în teren apar multe dificultăți. Nu avem irigații, ploi și tot felul de probleme, boli și tot așa. Clar că nu se bupă totul, dar în mare parte da. Da, presupun că oricum te-a ajutat și te ajută și ceea ce înveți acolo și ceea ce faci aici în fermă. Da, că... E un plus faptul că am făcut și aici. Adică le îmbunătățesc, pot spune. Tu, Ionuț, ai studii în zona asta, nu? Nu. Nu, nu. Mie nu m-a plăcut școala decât munca. Asta am înțeles, nu e nicio problemă. Până la urmă, recunosc, diferența între noi asta este, i-a plăcut și școala și munca. Mie numai munca, am fugit de școală. Asta au fost anii care m-au atras banii, am văzut cum să fac banii și am zis, pentru ce întrebă școală? Acum regret. Acum, în anii ăștia, regret. Sincer că n-am făcut o școală și niște o facultate mai de preț, că n-am prins un proiect european. Din păcate. Așa e, dar e bine totuși că faci echipă cu sora ta și atunci... Păi da, aici, acum, având în vedere că ea e mai mică, eu de 10 ani de când puteam să accesez un fond... N-ați accesat. N-am accesat. Ea
Și pe ce v-ați dezvoltat voi ferma? Numai pe credite? Numai pe credite, numai pe mami, pe tati, din stânga, din dreapta. Și asta a fost. N-am putut să accesez un fond. Oriunde mergeam, spunem studiile. Apoi, la studii linie, pierzi punctaj, pierzi punctaj. Acum, sperăm că în viitorul apropiat să termine facultatea și să putem accesa pe ea un... Ce ați vrea să accesați? Păi... Prima dată o să accesez pentru tinerul fermier. Da. Da. Să o luăm așa, treptat. Și să vedem pe ce se poate încadra, la ce se... Că nu știi ce și cum. Da, eu... I-am făcut și pe numele ei, am deschis acum o persoană fizică autorizată. Să vedem ce și cum. Da. Voi produceți numai cereale? Da. Doar cereale. Doar e destul cereale. De greu, pentru că na, acum, în funcție de prețul cerealelor, trebuie să vedeți cum vă gestionați banii, veniturile și așa mai departe. Prețurile sunt proaste. Producțiile nu sunt nici ele grozave în anii ăștia, deși aici toți s-au mai făcut în vestul țării față de alte zone, da? Dar cu toate astea, na, trebuie să fii destul de dibaci ca să poți să rămâi și să te descurci de la un an la altul. Spuneați că zona voastră n-a fost, nu mai este irigată, ați avut în trecut... Am avut 1600 de hectare irigabile aici, nu? Da, pe vremea bunicilor, lui Ceaușescu, da. Da. În anii 90, până în anii 90, a fost și orez se punea la noi. Așa, era o zonă care și orez se puneau. Iar locul ăsta în care noi filmăm, practic, erau niște magazii, de fapt niște depozite pentru măr, nu? Da. Aici se păstrau depozitul merele. Depozitul frig la ferma 7. Aici a fost ferma 7. Aici a venit taică-miu prima dată în Banat de la Moldova, în 87. Prima noapte a dormit aici în bloc, că avem și un apartament aici. Și după 30 de ani a ajutat Dumnezeu să cumpere. Cu chin, cu vai, dar i-a ajutat Dumnezeu și și-a îndeplinit visul. Da, e totuși probabil și o chestiune sentimentală pentru el voi a fost și da, crescând cea mai aici tare. În ferma asta să poți să o achiziționezi. Alexandra, spuneai că vrei cu 6-1 să încep cu instalarea tânărului fermier. Mă rog, acum nu mai spune 6-1, dar asta era vechea denumire. Ce ați vrea voi să faceți când ușor, ușor veți putea accesa și fonduri, că e clar să te bazezi numai pe producția de cereale, e tare greu acum. Eu aș dori să accesez și un fond pe animale. Da? Da. Aș dori să îmi deplinesc și visul lui mama. Da. Iubește animalele și aș dori să facem și chestia asta pe animale, având cereale, să le... Vaci de lapte sau ce anume? Sau vaci de carne? Ce? Oi? Să mergem pe porci. Porc, da. Și găini. Găini, carne și ouă. Credeți că e cerere? Adică, sau pentru ce vă gândiți să luați partea asta de suine? Da, fermă de suine, da? Mare, cu scroafe sau ce fel de îngrășătorie? Da. Ce anume? Da. De la scroafe, de la mame. Da. Cam în zona asta credeți că ar fi cel mai potrivit să valorificați grâu și ce mai produceți voi în clipa de față. Dar apropo de valorificat, unde dați cereale astea? Lucrați cu un trader? Aveți pe cineva? Avem, da. În zona la noi sunt mai mulți, nu numai unul, dar noi colaborăm cu două firme, cu Intercomul și cu Agrochil. Sunt de încredere că în ziua de astăzi, dacă ați fost la noi în zonă, ați mai auzit ce-l pățiți alt fermier în Timiș. Voi ați pățit ceva până acum? Nu, mulțumim la Dumnezeu. Da. Dar să sperăm că nu se va ajunge la noi în situația celorlalți. Îs oameni serioși, îs cu familii, îs aici aproape de noi, sunt și prieteni. Acum, da. Sperăm să colaborăm, măcar ca și până acum, foarte bine. Grâu, cât grâu ați făcut?
Ce producție ați avut? Grâul a fost frumos anul acesta, a fost de la 6.000 la 9.000 și ceva. Bun. Care numai la televizor am mai văzut producții asemănătoare, dar o medie a fost la 7.000, 7.000 și un pic. 7.000 și un pic. Ar trebui să vă scoateți banii la 7.000 da, și un pic la da, grâu. Adică... la grâu. La noi, în schimb, a fost rapița. Rapița n-a făcut 2.000 de kilograme. Puțin. A fost slabă, da. Și porumb acum? Aveți porumb? Porumb? Și bun, floare? Avem și porumb și floare. Da. Ca la floare și ca la... Așa și porumbul și floarea la fel. O parte e mai bună, o parte aici, în zona Lipovei, avem porumb mai bun. La noi, în zona la Zăbrad, e mai afectat de secetă. Uh-huh. Aici ai pe lunga Mureșului. Cultivați mult porumb? Nu. Nu, în comparație cu grâul, nu, dar pentru noi cam mult anul acesta. A spus cam mult, da? Da, în jur de 80 de hectare. Cam mult, da. Cam mult am pus. Mai ales că n-aveți irigat. N-avem irigat. Da. Da. Dar trebuie să faceți și rotația aia culturilor. Trebuie rotația. Ales. Și e foarte benefică. Orice aici, asolamentul. Da? Da. Aici câștigăm pe cealaltă parte, la rotație. Da. Contează foarte mult. Da, mă mai gândeam acum că fiind atât de tineri, probabil că ați fost tentați să plecați afară sau ați auzit atâtea discuții cu plecatul ăsta afară. Mulți prieteni, vă dați seama, uh-huh. Majoritatea. Și? El mai mult. Tu mai puțin? Eu mai puțin. Da? N-am avut tendința de a părăsi niciodată țara, dar sufletul mă doare câteodată când stau și privesc în sus, astăzi iar e soare, nu plouă. Mâine la fel, poi mâine la fel și atunci vine X și Y și n-ai făcut aia, n-ai făcut aia. Păi cum să faci? Că uite ce vremuri avem, ce cum trăim. Dar eu tot aia sper că într-o zi se va îndrepta și statul către noi. Dacă ne-ar ajuta și statul... Dar cu ce să vă ajute în viziunea ta? Adică la ce ajutor te referi? Păi uitați-vă, am 29 de ani și n-am luat un credit cu o dobândă, în afară de leasing-uri la utilaje, n-am luat un credit cu o dobândă fixă și mică și tot cu IFN-uri, tot care ne prind. Pe noi nu ne ajută nicicum. Tot vedem la televizor una și alta, vine statul în sprijinul nostru, să vedem când, că numai e foarte greu, nu? Ăștia îs ani și n-avem ce să ne contrazicem, că arenzile sunt tot mai mari, cerințele sunt tot mai mari, îngrășământul, ați văzut și dumneavoastră, s-o ieftini, dar parțial. Și atunci, cum să mai ții pasul? Auzi, vreau să-mi spui, pământul aici e la mare căutare, adică e concurență pentru el? Sunt mulți care vor să iau o bucată de pământ în zona voastră? Da, străini da. Foarte mulți? Unul. Unul, dar potent. Da, potent, da. Uh-huh. A venit. Sau așa a ridicat probabil și nivelul arenzii. Da, în urmă cu 7 ani au venit la noi în zonă și au început cu concurență, cu una alta, dar acum noi ne-am dus un pic mai departe de el, sperăm să nu vină după noi și să avem loc toți, da? Având în vedere că a venit el aici, el ar fi trebuit Cât să... Cât lucrează el așa? Vreo 1200, 1300, uh-huh. Ceva de genul. Da, da, da. Și dă arendă mai mare sau ce face? Nu că dă arendă mai mare, că și noi dăm, dar... Na, au acumulat, au prins oameni la noi, au venit, la ne dă euro, că e neamț, voi n-aveți numai lei sau... Și lei nu se puteau schimba în euro? Asta e devizia românului, invidie, iau pământul și îl dau la neamț. Na, dă el, că asta e. Ce să facem? Mă doar nu mă spânzuri pentru... face ce vrea, da. Da, cum? Și... Na, ori fost oameni cu cap care au zis să trăiască românul meu, neamțul să se ducă la el în țara lui, care că noi dacă acolo mergeam în secunda 2 ne împușca, dacă făceam ce a făcut el aici la noi, da, ori fost și oameni mai ușor de cap care au zis, pas, eu îl dau la neamțul, e serios, e așa, e așa. Asta e. Vreau să le spui celor care ne văd cum ai ajuns tu și cum ați ajuns voi aici lângă Lipova, dacă vrei. Păi în 2017, când a venit el aici, am pierdut 100 de hectare de teren
Și având în vedere că tata s-a necăjit foarte rău din momentul ăla și a făcut diabet, am ieșit într-o zi la o plimbare prin oraș și m-am întâlnit cu doi bătrâni, cunoștințe de-a mamei mele. Vineau cu cereale la ea la bază în urmă cu 15 ani. Și bună ziua, bună ziua, am recunoscut eu mergând foarte mult pe la mama, pe la lucru. Toată ziua eram acolo, îmi plăceau utilajele și tot felul. Ce mai faci? Da, păi pe la Lipova, una alta. Hai să-ți dau teren să lucri la Lipova. Fa, când am auzit, parcă asta așteptam să spuneți, dar n-am știut cum să vă iau. Numai noi suntem bătrâni și vrem să dăm în arendă. Și din clipa aia am luat în jur de 80-100 de hectare de la respectivii și de la arendașii lor care ne-au dus la ei și am făcut contracte. Și așa am ajuns către Lipova. Anul trecut am luat ferma, tot în, de orașul Lipova aparține. Și încetul cu încetul, cam aici e casa lui tata. Spuneai tu, Ionuț, că alături de tine și soția ta, sunteți practic întreaga familie. Da. Alexandra n-are încă, presupun, da, un partener cu care să lucreze. Eu l-aștept să vină cât mai repede, da? Să-l puneți la treabă. Da. Am înțeles. Da. Dar acum nu știu dacă cei de vârsta ei și care nu sunt din familii de agricultori... Sper să nu și e un IT-ist. De ce? Că și IT-istul până la urmă va ajuta altfel, poate, păi dacă e legat de... Aici e un pic de fizic. Da? Avem, nu merge numai la calculator. La calculator, da. Era bine dacă se făcea agricultura asta doar din pic sau din birou, că exact, se pricepeau mulți. Am văzut, sunt atâția care la teorie nu îi combate nimeni. Spune-mi, Alexandra, dacă în viitorul apropiat te gândești, atunci când vei căpăta și mai multe informații, să mai schimbați ceva la ferma asta a voastră ca abordare, să mai aduceți lucruri noi. Spuneai că pe partea de zootehnie vrei să implementezi, să băgați cerealele în producția de zootehnie, cu toate că mulți fug de zootehnie, e mineritul agriculturii, e mult de lucru, practic fără oprire. Corect. Da, mi-aș dori să vin cu niște tehnologii mai noi. Da. Să vedem, să facem multe, cât de cât să accesăm și fonduri, cum a spus și dumneavoastră. Să dobândim cât mai multe... Nu vă sperie, totuși, eu nu vreau acum să vă demoralizez ceea ce se întâmplă, că na, voi sunteți tineri și acum aveți entuziasmul ăsta și să rămâneți așa toată viața, auzindu-i pe cei mai în vârstă care spun că, domne, nu e ușor în agricultură, fratele se lovește de niște probleme de atâta timp lucrând aici și vede cum evoluează și vremea, prețuri, tot ceea ce se întâmplă. Nu e un pic frustrant pentru voi ca tineri, așa? E frustrant pentru că toată lumea aruncă cu pietre în agricultură, dar dacă noi nu încercăm, cine? Ce se întâmple cu țara asta? Ce se va întâmpla? Cum am spus, am crescut din asta. El de la 12 ani, eu de la 12 ani sunt pe tractor, lucrez. Da. Nu numai că e aici lângă mine în filmare. Merge la scalificat, la... ne-am împărțit treburile, ea scalifică, pregătește, eu seamăn, ierbicidez, dau cu îngrășământ, tata recoltează. Da, cam așa funcționează la voi în fermă, așa, nu? Așa ne-am făcut, da, să fim... Și aveți și un om care vă ajută. Da, da, am avem... Am început facultatea fiind la zi, nu sunt chiar tot timpul în preajmă. Da. Aveți și niște căluți, nu? Da. Câți? 5. Pentru agrement, pentru voi, pentru da, așa, ce? De hobby. De hobby, da? Da. Și greu acum, adică presupun că nu faceți altceva cu ei decât... Nu, le dăm de mâncare, ne uităm la ei. Da? Avem niște iepeci orfătat. Aha. Da. Asta de unde? Plăcerea lui tata, da? Mai mult. El o crescut la Moldova cu cai și într-o bună zi au zis că întrebă un cal și am ajuns la 5. De politica asta europeană, ce știți așa, de subvenții, de toate constrângerile astea, cum vi se par vouă ca tineri fermieri? Am văzut că România a importat, mă rog, nu declarat oficial, cereale din Ucraina, prețurile de acolo s-au dat peste cap și tot așa. Cum vedeți lucrurile astea? Credeți că, na, nu știu, sunt alte chestiuni la mijloc, alte interese sau cum priviți voi? Păi...
a fost anul trecut și acum 2 ani crucială pentru noi, nu? Uh-huh. Ori vândut cerealele străinilor, ucrainienilor mai de preț, da. Și ale noastre au rămas pe hambare, le-am vândut la un preț de nimic, nu? Așa a fost. Când a început războiul, a început un preț. După un an de zile ne-a dat în cap. O știu să ne iei 6.000 de lei pe tona de îngrășământ și după aia să vinde în grâu cu 90 de bani. Da. De la 1.7-1.8 cât a fost. Uh-huh. Și ăsta a fost ok din partea domnilor de la guvern, mai exact, că acolo se duce în sus toate sforile, noi suntem mici, nu dăm noi ton țării, da, poate într-o bună zi vom ajunge și noi acolo unde ar trebui și sperăm să se schimbe, că dacă nu se schimbă în viitorul apropiat, să țină și cu noi, cu țăranii, greu va fi, foarte greu. Eu tot asta spun. Eu sper că de-aia nu părăsesc, nu închid afacerea, că vă dați seama că ne impun ei să o închidem dacă tot așa merge, dar tot mai trag cu dinți, mai un credit, mai două, mai trei, tot cu dobânzile alea bombă, că ei tot iasă pe sticlă și ne spun, vă dăm credite cu așa, așa, dar nu le-am văzut nici în zi de astăzi. Acum am văzut că ne dă 3.000 de lei la hectar, ceva de la UE, zvonuri, să le vedem. A fost direcția agricolă la noi, acum la calamități, ori oamenii și-au făcut datoria, n-avem ce să spunem din partea dânșilor, cu APIA iarăși colaborăm nemaipomenit de bine, dar nu depinde de ei. De ei, săracii, asta e, vin, constată, ori făcut, da. Alexandra, la facultatea la care ești, majoritatea colegilor provin din rândul familiilor de fermieri, presupun, nu? Da, cam 70-80%. Nu, da, și cred că e un avantaj pentru voi care sunteți în familie de fermieri. Într-un fel, da. Da? Și, dar sunt foarte multe exemple în care n-au avut nimic în spate, n-au avut teren, nu nimic, și sunt mari ingineri. Chiar de la noi din sat este un băiat care... Cine vrea să facă face. Exact. O școală să se țină de ea, nu sunt contează copii, cine a fost. Sunt copii care vin din familii de fermieri, dar n-au niciun habar. Că te crucești când auzi ce spun. Ce spun, da. Am înțeles. Tânărul a fost coleg de clasă cu mine, în generală, și da, am avut o relație ok. N-am avut probleme sau asta și numai dintr-o dată la... liceu ne-am despărțit, el a luat-o pe parte, pe cealaltă și m-am înscris la facultate. Unde? La Timișoara. La ce? La agronomie. Super! Dați seama. Și în zi de astăzi colaborăm, vine la mine în fermă, mă ajută, e un băiat de milioane și foarte încântat am rămas de faptul că părinții, bunicii n-au făcut agricultură, nu au fost... Și i-a plăcut și îi un băiat de milioane. Chiar îi acolo unde trebuie. Așa tare am intrat acum în niște relații că zi de zi mă caută, mergem în teren, nu numai din vorbe. Îi și place practica, îmi arată ce-i aia, la boli, mai exact acum ce ori veni mai noi, nu le mai cunoaștem. El e doxa și ne ajută foarte mult pe partea asta. Mă bucur că am stat de vorbă cu voi. Cred că mulți dintre cei care ne văd se regăsesc în situația voastră, tineri, fermieri, practic la început de drum, dornici să duceți mai departe ceea ce părinții voștri au început. Vă doresc mult succes, să rămâneți ca o adevărată familie, așa cum sunteți astăzi, uniți și să căutați să treceți peste toate greutățile astea pe care ți le oferă viața, dar și profesia asta de fermier, de agricultor. Mult succes vă doresc! Mulțumim frumos! Mulțumim.